trotuarul Ministerului de Justiție. De unde dreptate dacă nici loc pe trotuar n-avem? Cine mai udă iarba la amiază cu soarele între ochi? Greșit. Soarele arde iarba. Să mă mut de aici, că mi udă camera și bicicleta. Mă bag în direcție invers. În fața ministerului. Am venit la protest. Că o să fim 3-5 oameni, dar se pare că nici oamenii care au vrut ajutor nu vin să protesteze. Eu fi sunat să-i intimideze. Protestul e legat de tortura din penitenciare. Am mai multe cazuri semnalate de rudele deținuților sau chiar de deținuți înseși condamnați care au drept de apel. Mă sună oamenii și îmi spun că sunt maltratați, ținuți în condiții inumane, degradante, sunt umiliți sau chiar torturați. Iată, mama unui deținut din sectorul 5 a vorbit săptămâna trecută despre tortură acum câteva luni, s-a adresat la Departamentul Instituției Penitenciare, s-a adresat la directorul Instituției Penitenciare de la Giurgiu și aceia au răspuns în doi peri, au trimis-o la plimbare. E clar că nu le pasă de tortură, dar asta e o infracțiune foarte gravă. Dreptul de a nu fi torturat e garantat de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Constituție, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Contra torturii în penitenciar.
opriți tortura în penitenciare! Vrem dreptate pentru condamnați! Stop tortura în penitenciare! Vrem dreptate pentru condamnați! Oamenii din detenție tot au drepturi! Stop tortura la închisori! Posibil cu oamenii cei sunt irresponsabili și de frică, de lene sau că n-au bani de drum, n-au venit, dar putea să pornească dimineață pe jos și la ora 4 era deja la Ministerul Justiției, că sunt vreo 4-5 km de aici, nu mai mult. Dar poate că i-au sunat și i-au speriat, fie din închisoare, fie de la DIP, fie de la Ministerul Justiției, nu m-ar mila deloc. Chiar dacă ministrul justiției se pare că e un intelectual, dar nu cred că el se ocupe de asta. Anturajul lui și-au dorit să oprească, să descurajeze un protest. Dar iată că pe mine nu mă sperie, pot să protestez singur. Fenomenul e clar adevărat. Recent au murit doi oameni în închisoarea de la Giurgiu. Și mor periodic oamenii în închisorile românești. Așa că stop tortură în penitenciare! Vrem dreptate pentru deținuți!